Radu Mazăre a fost eliberat astăzi din penitenciar ca urmare a unei înțelegeri între România și Madagascar. Autoritățile din Madagascar au pus la dispoziție României 14 milioane de doze de vaccin anticovid în schimbul eliberării edilului Constanței. Negocierile dintre Raed Arafat și Kim Julian au vizat vaccinarea relațiilor bilaterale. În cazul în care îi retrage cetățenia, Kim Julian i-a promis lui Raed Arafat cetățenie malgașă. Potrivit surselor noastre, Raed Arafat s-a deplasat în Madagascar de mai multe ori pentru a pune la punct detaliile schimbului între cele două țări. Vaccinul malgaș este considerat de specialiști mai sigur pentru cetățenii români. Vaccinul produs de laboratoarele Pfizer nu este compatibil cu ADN-ul mitocondrial mioritic și poate perturba stabilitatea psihică a românilor. Primele doze de vaccin anticovid au intrat în România în 24 decembrie prin Vamana de la Clavordul, un camion al armatei malgașe. La ceremonia de salutare a camionului cu vaccine au participat Raed Arafat, generalul Gheorghiță și spionul Kovalski. În discursul care a urmat s-a făcut din nou referire la vaccinarea relațiilor bilaterale între cele două țări. În acest sens, Kovalski l-a asigurat pe Raed Arafat că în cazul în care demersul doamnei Șoșoacă de a-i revoca cetățenia va avea succes, îl așteaptă în Madagascar cu pașaport de pinguin și imunitate diplomatică. Concomitent cu ajungerea vaccinului în România, Radu Mazăre a fost scos din penitenciar și a părăsit țara noastră la bordul unui avion zmeu pus la dispoziție de autoritățile din Madagascar. Înainte ca autoutilitarea cu vaccinuri să intre în București, Radu Mazăre a aterizat pe aeroportul din capitala malgașă, unde a fost primit cu onorurile care îi se cuvin. I-a fost înmânat pașaportul cu imunitatea aferentă, înscăunat în funcția de maestru de ceremonii pentru Carnavalul Pinguinilor de anul acesta și un sprimar al capitalei Antananarivo, care de la 1 ianuarie se numește Mamaiarivo în onoarea noului edil. În ceea ce privește proprietățile din România, edilul a fost asigurat că în urma acordului bilateral de vaccinare, acestea au fost concesionate Madagascarului, ceea ce va face ca în sezonul următor românii, proaspăt vaccinați, să poată vizita litoralul doar pe bază de pașaport și viză de călătorie.